Mai greu de diagnosticat bolile autoimune au tratamente moderne specifice. În cazul acestor boli, sistemul imunitar poate ataca articulațiile, poate provoca inflamații, umflături și durere. Afecțiunile autoimune precum lupusul, scleroza multiplă, artrita reumatoidă sau psoriazisul sunt declanșate de o reacție anormală a sistemului imunitar, care atacă structurile organismului în loc să le protejeze. Nu se cunoaște o cauză clară a acestei reacții, dar există peste 100 de boli autoimune care pot afecta aproape orice organ. Pentru că provoacă semne și simptome foarte diferite, aceste afecțiuni pot fi dificil de diagnosticat. De aceea este indicată o consultație la un medic reumatolog cu experiență, care va recunoaște manifestările clinice și va recomanda analize și investigații imagistice necesare în vederea unui diagnostic de precizie. De multe ori, tratamentul afecțiunilor autoimune necesită o abordare multidisciplinară, în funcție de boala diagnosticată, care poate impune și consultații ale medicilor și alte specialități. Defectele în funcționarea normală a sistemului imunitar pot duce la atacarea țesuturilor și organelor proprii, ducând la apariția bolilor autoimune. Aceste boli sunt cauzate de o acție imunitare exagerată împotriva țesuturilor și organelor proprii ale organismului. Multe boli autoimune sunt dificil de diagnosticat, ceea ce face dificilă estimarea exactă a numărului de persoane afectate. Gestionarea bolilor autoimune necesită o abordare integrată care include adaptarea la un stil de viață sănătos, monitorizarea și gestionarea simptomelor, îngrijirea emoțională și sprijinul psihologic și informarea și educarea despre boala autoimună, relatează digi24.ro.